Am revenit la Dr. H și vă readuc în atenție premiile noastre și cuvântul cheie. Adresa de e-mail și pagina de Facebook vă stau la dispoziție. Mergem mai departe și vă spun că detoxifierea pentru organism este ca dragostea pentru inimă. Pentru că atunci când inima iubește, viața noastră este mai frumoasă. Atunci când organismul nostru este detoxifiat, mai curat, parcă tot viața noastră este mai frumoasă. Primim sfaturi pentru o detoxifiere sănătoasă și naturală în minutele următoare. Invitat în interviu, Dr. Viviana Bogdan, medic homeopat. Vorbim despre detoxifierea fizică a organismului, care se referă la acea activitate metabolică prin care organismul înlătură o parte din proprietățile perturbatoare ale substanțelor toxice sau toxinelor. Ea ne ajută practic să ajută organismul să se întoarcă la acea stare de puritate și să funcționeze în armonie cu natura, așa cum a fost învățat să o facă. Ideea este că trebuie să consumăm cât mai puține alimente procesate, alimente bogate în grăsimi, alimente care conțin aditivi. Cu cât consumăm mai multe astfel de alimente, cu atât efortul pe care organismul îl face pentru a le înlătura este mai mare și unele dintre ele chiar rămân blocate în diverse organe. Dacă mâncăm mai puțin și dacă mâncăm alimente sănătoase, care nu conțin aditivi și au un conținut de grăsimi mai scăzut, atunci riscul ca ele să rămână, să zicem, blocate la nivel de intestine sau în sânge sau în limfă sau plămâni este mai scăzut și organismul poate mai ușor să își desfășoare această activitate naturală. Toxinele se găsesc peste tot, în apa pe care o bem, în aerul pe care îl respirăm, în alimentele pe care le ingerăm. Norocul este că în cantitate mică ele nu fac atât de mult rău organismului. Însă creșterea numărului lor printr-o expunere repetată poate să ducă la apariția unor afecțiuni cronice și chiar la apariția cancerului. Ca să dau câteva exemple. Ftalații, care sunt obținuți în prelucrarea materialelor plastice, se găsesc în parfumuri, în lubrifianți, în odorizantele de mașină, în finisajele de lemn, pe care le avem peste tot prin casă sau, mă rog, unii dintre noi, sunt cancerigeni și împiedică dezvoltarea aparatului reproducător masculin. Alt exemplu de toxine care sunt foarte întâlniți, bifenil clorurații, care se obțin în urma prelucrării izolantelor, materialelor izolante și a materialelor plastice de asemenea. Aceștia se găsesc în pește, în apa contaminată, în aerul din interior. Au efecte perturbatoare asupra sistemului imun, asupra sistemului reproducător, sunt cancerigeni și împiedică dezvoltarea neurologică la copil. Un altul este formaldehida, care se găsește în covoare, de exemplu, în produsele de hârtie, în produsele de toaletă și care de asemenea este cancerigenă. Un altul, un foarte cunoscut, pesticidele care sunt în sistemele de distribuire a apei și care afectează sistemul nervos, sistemul imun, sistemul endocrin, iar în deșeurile obținute la prelucrarea pesticidelor se elimină dioxină, care se găsește în carne, în pește, în crustacee, în lactate. Și un altul și mai la îndemâna tuturor, pentru că atunci când pacienții mei vin și îi scanez
la 99% din ei găsesc intoxicație cu metale grele. Plumb, mercur, cadmiu, arsenic, fier, cupru, mangan. Acestea se găsesc, de exemplu, în pește, în apele contaminate, în produse cosmetice, rujurile, de exemplu, conțin plumb. În aerul pe care îl respirăm, ca efecte, produc amețeli, stări de anemie, constipație, senzație de tremur a corpului, dureri de cap, stare de oboseală, ajung cu sindrom de oboseală cronică. Am avut un pacient care a fost intoxicat cu plumb. După 2 săptămâni de când i-am administrat remediul homeopat, vreau să vă spun că a venit, deci chiar la 2 săptămâni după ce i-am făcut protocolul, și mi-a mulțumit, a spus că i s-a schimbat toată viața. Era atât de obosit, era atât de surmenat, încât îmi spunea că lucrurile pe care obișnuit le făcea într-un ritm firesc și normal, care să nu îi producă o stare atât de gravă de oboseală, acum le făcea cu un efort teribil. Și era amețit, anemic, se simțea rău și după 2 săptămâni a venit și mi-a spus că se simte excepțional. Pentru mine, metoda cea mai eficientă de detoxifiere și cea mai puțin costisitoare este postul. Postul care presupune nu numai detoxifierea fizică, ci, așa cum spuneam în alte emisiuni, presupune și detoxifierea psihică, adică înlăturarea acelor gânduri negative, pentru că nu suntem doar trup, avem și minte și avem și suflet, și atunci cumva pentru a ne întoarce la acea stare de puritate de care și organismul fizic are nevoie, dar și sufletul și spiritul, este nevoie să realizăm acest proces în simbioză cu sufletul și cu spiritul nostru, să ajungem la acea stare de împăcare cu noi înșine, de iertare, de speranță, de credință și de iubire.